O supernova recent descoperită pune la îndoială teoria actuală cu privire la evoluția stelară. Noile observații au dezvăluit astronomilor ce se întâmplă în ultimul an din viața stelelor înainte de moartea explozivă. Este vorba despre o supernovă de tip 2, descoperită în luna mai a anului 2023 de către un astronom amator din Japonia, la scurt timp după ce steaua sa progenitoare a explodat. Aflată la 20 de milioane de ani lumină depărtare în galaxia Roată de Car, strălucirea și vârsta supernovei înseamnă că este o adevărată comoară pentru oamenii de știință care studiază moartea stelelor masive și exploziile supernova. Supernovele de tip 2 au loc atunci când supergigantele roșii, cu o masă de până la 25 de ori mai mare decât cea a Soarelui nostru, se prăbușesc sub propria greutate și explodează. Deși supernova din acest caz se potrivește cu definiția tipului 2, observațiile ulterioare au dezvăluit astronomilor un comportament cu totul nou și neașteptat. În decurs de câteva ore de la explozie, supernovele de acest tip produc o lumină ce apare atunci când unda de șoc de la explozie ajunge la marginea exterioară a stelei. Totuși, supernova din cazul de față a produs o lumină ce nu s-a potrivit comportamentului așteptat. Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat, o echipă de oameni de știință a analizat datele de la mai multe telescoape și observatoare. Studiul a arătat că, în contradicție cu așteptările și teoria evoluției stelare, unda de șoc de la această supernovă a avut o întârziere de câteva zile bune. Unda de șoc întârziată este o dovadă directă a prezenței de material dens de la o pierdere de masă recentă, a explicat unul dintre autorii studiului. Descoperirea supernovei este de mare însemnătate pentru astronomii din toată lumea, inclusiv cei amatori. Astronomul amator a descoperit supernova în data de 19 mai 2023 de la observatorul său personal din Okayama, Japonia. Datele combinate de la astronomii amatori au stabilit momentul exploziei cu o acuratețe de până la 2 ore, astfel că astronomii profesioniști au beneficiat de un avans considerabil atunci când au demarat investigațiile.